Agenția de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru situații de urgență solicită inițierea și dispunerea spre aprobare a etapelor administrative legale și procedurale necesare aprobării bugetului, cheltuielilor și activităților proiectului, siguranța prin achiziția de vehicule eficiente la intervențiile pentru situațiile de urgență SAVE în valoare totală de 77.071,10 lei. Având în vedere că cererea de finanțare aferentă proiectului mai sus menționat, care va fi depus în cadrul programului operațional regional PORT, axa prioritară 3, domeniul major de intervenție 3.3, îmbunătățirea dotării cu echipamente ale bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență, trebuie transmisă spre evaluare și aprobare până la finalul lunii aprilie 2014, propun suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului, siguranță prin achiziția de vehicule eficiente în intervențiile pentru situații de urgență SEI, a cheltuielilor și activităților legate de proiect ce revin județului Vrancea.